Erau momente când simțeam nevoia să mă țină cineva în brațe pentru totdeauna. Unul din acele momente a fost când mama m-a părăsit. Aveam doar 5 ani și de atunci tata nu mi-a mai dat prea multă atenție. Poate pentru că îi aminteam de ea. Ninge, fulgi de zăpadă pe casă, pe stradă, ce bine, iarna la noi. Ninge, ninge, ninge. Să cresc singură nu a fost ușor. Era firesc să mă îndrăgostesc de primul om care mi-a arătat puțină tandrețe. Am crezut că eram făcuți unul pentru celălalt. Am sperat că ne vom căsători. Dar într-o zi totul s-a sfârșit. Am rămas însărcinată și... el a plecat. Eram din nou singur. Și totuși m-am hotărât să păstrez copilul. Copilul meu. Mi-am dat seama că n-ar trebui să cer nimănui să mă ajute. Trei zile mai târziu am născut. A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Fi trebuit să fiu fericită, împlinită, dar mi-era teamă. Mă gândeam ce o să se aleagă de mine și de copilul meu. Apoi am aflat de centrul maternal. E un loc unde au grijă de tine până te pui pe picioare, până îți găsești o slujbă, un loc unde să stai. Acum nu mai sunt singură. Acum te am pe tine. Și pentru prima dată știu că am găsit dragostea. O dragoste care nu se va sfârși niciodată.